tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt casa și camera în care locuiește Cristi în Anglia. Locuiește în Coventry, un oraș la aproximativ 100 de km nord de Londra și aici lucrează de un an. Chiar în luna aceasta, în iulie, s-a împlinit un an de când lucrează în Anglia. A închiriat o casă împreună cu niște prieteni pe care îi cunoaște din România. Prietenii formează o familie din mamă, tată, trei copii și bunica. Familia de care vă spun are o casă cu trei dormitoare, iar în aceeași curte, în spate, este încă un fel de căsuță formată dintr-o singură cameră cu bucătăria integrată în care locuiește Cristi. Așa arată partea din fața casei în care locuiește Cristi. De fapt, asta este casa în care locuiesc prietenii lui, familia de care vă spuneam. Aceasta este casa vecinilor și printre case se face un fel de alee foarte îngustă pe care am văzut-o la foarte multe case, nimic neobișnuit, deși mie mi se pare ceva destul de urât. Așa obișnuiesc englezii a-și construi casele, foarte aproape unele de altele, iar calea de acces înspre curte, înspre spate, este acest tunel destul de îngust printre zidurile a două case. În curte sunt tomberoanele de gunoi în care se reciclează și se țin de reciclare cu sfințenie toți englezii. Aceasta este poarta pe care se ajunge în curte, una dintre porțile pe care se ajunge în curte. Și asta este curtea. Ceea ce vedeți în față este casa în care locuiește Cristi, casa, căsuța, că practic e o singură cameră. Este o curte lungă, lunguiață, plină cu tot felul de hangarale ale copiilor, o trambulină elastică, un bazin pe care l-ați văzut acoperit și în partea din față este casa în care locuiește familia de care vă spuneam. Din păcate, curtea nu este foarte îngrijită, dar ar putea să devină un loc foarte plăcut de relaxare vara. În cealaltă curte, deci după gardul pe care îl vedeți, locuiește o familie de polonezi care în fiecare seară fac grătare și sunt destul de veseli, fără să deranjeze. Iar asta este intrarea în casă. Are și un coș de basket, nu știu dacă se joacă vreodată cineva. Iar aici este motocicleta lui Cristi, care deocamdată nu funcționează. Așadar, să intrăm în casă. Asta este camera, în care o parte o reprezintă bucătăria. Mobila de bucătărie era în cameră, în rest era gol complet, nu era nici pat, nici nimic. O chiuvetă, mașina de spălat, tot așa și-a cumpărat-o Cristi, niște dulăpioare, aragazul și cuptorul cu hota erau, în față este baia, o masă și două scaune, corpul acela roșu de la Ikea care l-am cumpărat ieri, un dulap improvizat, paturile suprapuse. Aici este un sistem de încălzire, un fel de aerotermă care are un randament foarte bun iarna, o mică etajeră, un fotoliu pat. În spatele fotoliului pat este o saltea care se desface și poate să primească încă o persoană să doarmă. O etajeră, geamul cu jaluzele verticale, televizorul, și frigiderul. Frigiderul tot așa și l-a cumpărat Cristi de la un car boot sale. Și acum să vă arăt și baia. Asta este ușa de la baie, un intrând luat din cameră. O baie obișnuită, destul de mare. Chiuveta, toaleta. Eu. Salut! O cadă cu duș. Îmi place panoul acesta de plexiglas care ține loc de perdea de duș și arată mult mai bine.
cascada și atât. Deci este o baie ca toate băile, cu grese și cu faianță. Cuptorul cu microunde tot așa l-a cumpărat Cristi. Prăjitorul de pâine la fel. Și cam atât. Așa este camera. Privită din unghiul ăsta, la alt, așa arată. Pentru această cameră, Cristi plătește chirie de 370 de lire pe lună și are incluse toate facilitățile, adică nu trebuie să plătească curent sau gaz sau încălzire separat. 370 cu totul. Și dacă tot am spus să vedem cum trăiesc englezii, să vedem ce au englezii în frigider. E un frigider mic în care găsim o conservă de roșii, un tub de pastă de roșii, maioneză, hrean, o sticlă de lapte, o bere desfăcută, tarama salată, asta sunt fel de icre, un pate de porc, o bucățică de brânză de cașcaval și niște șuncă, o cutie de margarină, o smântână și o cutiuță, nu știu cu ce e acolo, brânză Philadelphia, aici sunt niște șnițele, o cutie de mâncare chinezească, sweet and sour chicken with egg fried rice, da, ceva mâncare chinezească, ceva mâncare asiatică, hummus, o pastă de hummus, muștar de la tecuci, oh my god, acolo cred că este ceva pește. Încă un hummus, încă o brânză Philadelphia, ouă și o pastă de unt sau de margarină, tot cam așa ceva. Și încă o conservă de roșii, o salată și o cutie de roșii. Deci cam asta este în frigider. Iar în congelator, niște carne și o pâine. Sper că v-ați format o părere despre cum locuiește Cristi în Anglia. Sper să vă fi plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, vă rog să-i dați un like și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Ne vedem data viitoare!